eu sunt un om al faptelor, al lucrului bine făcut, pun mare preț pe cinste și onoare. Din punctul meu de vedere, actuala administrație și-a dovedit limitele. Nu există performanță în Bratei la capitolul infrastructură. Va trebui să construim aproape totul de la zero. Sunt, de exemplu, străzi întregi care nu beneficiază de gaz. Este inacceptabil ca în anul 2024, o comună aflată la 3 km de cel mai mare oraș din nordul județului Sibiu, să nu dispună de o rețea proprie de apă și canal. Cred că avem maxim un kilometru de drum asfaltat, restul doar drumuri de piatră, pământ. După 24 de ani în care un primar a ocupat o funcție, să nu ai apă, canal, un asfalt, un trotuar drept, cu ce mai vii în fața legătorului la ora actuală? Schimbarea o să iasă. Pentru că trebuie făcut acum, sunt hotărât, vreau să-i ajut pe oameni, vreau să le ascult problemele, vreau să le arăt oamenilor că se poate și la noi, altfel.